între a reuși și a depăși așteptările unei lumi, trebuie să afle foarte multă muncă, ambiție, perseverență, curaj fără limite. Pe scurt, povestea invitatei mele de astăzi de la Digital Divas, Simona Halet, ambasador Avon în cadrul campaniei Watch Me Now. O poveste, desigur, de succes, despre credere în propriile forțe, despre reinventare, despre cum să-ți croiești propriul destin. Vorbeam despre reinventare. Ceva trebuie să fie reinventat în perioada asta în care cu toții am schimbat câte ceva. Bună, Simona, mulțumesc tare că ai acceptat invitația noastră. Tu ce ai schimbat în viața? Bună, Melania, îmi pare bine că sunt aici cu tine. S-au schimbat foarte multe în ultima perioadă. Principalul lucru a fost că am putut să trăiesc normal. Am stat acasă 6 luni fără să călătoresc deloc, pentru că nu am plecat nicăieri. Am vrut să stau în siguranță acasă. Acest lucru nu l-am mai făcut de pe la 12-13 ani. Să stau acasă zi de zi și să am o viață normală. Cum e să ai o viață normală, Simona? Ce înseamnă normal pentru tine? Să nu mai călătoresc săptămână de săptămână în altă parte a lumii. Săptămână de săptămână aveam un zbor spre o altă țară. Și acum, stând acasă atâtea luni, am văzut cu adevărat ce înseamnă să trăiești normal. Eu când spun că trăiești normal, înseamnă să fii acasă zi de zi și să ai un program, să-ți faci de mâncare atât cât am știut, nu prea mult, să mergi la antrenament, să vii acasă, să faci curat, să pui rufe la spălat. Aceste lucruri pentru mine au fost destul de noi în perioada asta și mi-a plăcut foarte mult. Ce e? Nu am gătit mare lucru, o să spun doar că am învățat și știu să fac plătite. Oh, pentru că le ador și atunci când am posibilitatea, am fac niște plătite. Am făcut un gem de smochine ieri pentru prima dată în viață, așa că le împrumut plătitelor tale. Perfect. Bun, ai stat acasă 6 luni în care îmi imaginez că ai dormit mai mult, te-ai odihnit mai mult, dar te-ai și antrenat. N-ai existat totuși riscul să te lași pe tânjară? Adică ești acasă. Recunosc că m-am lăsat pe tânjeală 2 luni cu tenisul, atunci când efectiv a fost carantină și n-am putut să părăsim locuința. Nu am jucat tenis, nu am atins racheta 2 luni de zile, pentru că am fost destul de saturată de acest sport înainte de pandemie și am spus că trebuie să profit un pic și să stau să mă odihnesc total. Am dormit mai mult, n-am făcut mare lucru, n-am avut program, stând în casă a fost un lucru nou pentru mine, dar a fost destul de bine gestionat. De care a fost momentul în care ai zis ok, azi n-am făcut antrenament, ieri n-am făcut antrenament, e cam vreme să fac un antrenament? 3 săptămâni, n-am făcut nimic. Primele 3 săptămâni după ce am intrat în carantină, nu m-am mișcat. Am stat numai pe canapea. Și n-ai făcut febră musculară după 3 săptămâni. Da, și m-au luat și amețelile puțin, pentru că fiind obișnuită cu efortul, a trebuit să o iau ușor, ușor, dar 3 săptămâni au fost complet off. Și când spui, eu m-am apucat din nou de antrenament, nu spui tenis, că ai tenis acasă? Nu. Nu am. Stau într-un apartament, nu am posibilitatea de a antrena acasă tenis. Dar m-am antrenat exerciții fizice, am făcut atât cât mi-a permis spațiul. Bun, așa. La tenisul te-ai uitat? Puțin prima săptămână, dar după aceea nu, pentru că am preferat să mă liniștesc. Pe mine m-a speriat pandemia și virusul. La început am fost foarte speriată și intrasem în panică, pentru că nu știam ce o să fie. Era nou pentru toată lumea și recunosc că sunt o fire mai emotivă, mai emoționat tot ce se întâmplă și m-am panicat. Dar după am încercat să mă relaxez, să înțeleg că totuși, dacă ne protejăm, este suficient pentru moment să fim bine și să nu ne infectăm. Tu chiar n-ai ieșit din casă, este nu am ieșit din casă. Nu. N-am ieșit din casă și nu am ieșit în aglomerație. După ce s-a dat drumul. Ai fost conștiincioasă, ți-ai văzut de programul? Pentru mine e mai ușor să respect niște reguli, pentru că toată viața am fost un program strict și tot timpul ce mi-am pus în gând, am respectat. Așa că a fost ușor să respect. Cred că foarte mulți dintre cei care au stat în perioada asta acasă au petrecut mult mai mult timp decât înainte pe internet. Că s-au uitat la filme, că au explorat web-ul. Ți s-a întâmplat și ție asta?
Da, am stat mai mult pe Instagram și am citit câteva mesaje. Multă lume m-a întrebat ce fac, cum gestionez situația, fiind un sportiv de performanță, pentru că nefăcând mișcare este foarte greu pentru mușchii noștri ca sportiv, să nu-mi ies din ritm, să nu mai pot să fiu aptă după ce încep din nou mișcarea, pentru că dacă stai o perioadă foarte lungă, poți să te accidentezi foarte ușor. Și așa am început să fac exerciții acasă și să mă și filmez, ceea ce eu n-aș fi făcut niciodată, dar în perioada aceasta am învățat să fac și acest lucru. Și cum a fost primit tipul ăsta de conținut, care era neobișnuit, adică nu vedeam asta de obicei pe contul tău? Fanii s-au bucurat foarte mult, s-au bucurat că au văzut o altă parte din mine, faptul că am fost relaxată, să arăt părți din casă, să arăt faptul că și într-un short și un tricou pot să fac o mișcare și să nu mă gândesc la alte lucruri, să nu fiu ca și cum nu aș fi într-un loc public. Și sunt foarte relaxată acasă să arăt oamenilor că pot să fac lucrul acesta. Dar chiar mă întrebam cum a fost asta pentru tine, pentru că tu ești foarte... ai așa un zid, adică eu îți arăt de aici până aici. Cum a fost să dezvolui bucățica asta din tine? N-a fost ușor. La început m-am enervat că nu-mi place cum s-a filmat, nu-mi place cum fac exercițiile acelea. Am făcut mai multe încercări. După la 374. Exact. Și după ce am prins firul, mi-a plăcut. Ce spunea? Mi-au spus că o să facă și ei ceea ce am făcut eu, că am dat niște idei de exerciții foarte bune și faptul că un sportiv de performanță poate arăta unor fani niște exerciții pe care probabil ei nu le văd niciodată, pentru că nu mă filmez la antrenamente când mă duc la sala de forță, au fost încântați și mulți dintre ei mi-au și spus că au încercat și că le-a prins bine. Ce zice că te-ai conectat și mai mult cu fanii tăi în felul ăsta, asta în care... Cu siguranță. Cu siguranță perioada aceasta m-am conectat mai mult cu ei. Eu mult la tine, tu ești un influențator care influențează pe oameni să facă lucruri fine. Din perspectiva asta mă uit la tine și din perspectiva asta îmi place să mă uit în general sau pe aceea îi numesc influencers, pe cei care au o influență bună asupra celor din jurul. Influența bună este tot timpul bună pentru toată lumea, așa că dacă eu influențez cu ceva bine, mă bucură treaba aceasta și sper în continuare să influențez copiii, pentru că asta îmi doresc în viitor și mai ales acum în prezent, pentru că sunt încă activă, îmi doresc să influențez copiii să meargă la tenis, pentru că e un sport frumos și te educă din toate punctele de vedere. Influențatorul din tine a mai făcut o faptă bună, despre care vorbește prea puțin. Și în general știu că faci foarte multe lucruri faine, dar nu vorbești despre ele, pentru că nu e așa, vreau să mă laud și știu și înțeleg asta. Pe de altă parte, mie mi se pare că dai un exemplu așa de bun pentru alții în momentul în care vorbești despre fapte. Câtă vreme nu faci cu scopul de a te lăuda, ci doar de a da un soi de exemplu pentru alții, e foarte ok. Și ce ai făcut în perioada asta, ai făcut pentru medicii care chiar au fost în focuri în toată perioada asta. Hai, spune-te, nu mă pune pe mine să zic. Tot respectul pentru medicii noștri, pentru persoanele care au ajutat sute de oameni, mii de oameni, perioada aceasta, a fost greu pentru noi toți. Da, am donat niște bănuți pentru partea medicală, pentru că eu consider că e de ajutor, adică ajutăm foarte mult dacă facem acest lucru. Sistemul medical mai are nevoie în țara noastră să fie dezvoltat, așa că exact la început de pandemie, mă uitam la televizor, cum am spus, în prima săptămână și am simțit nevoia să donez această sumă pe care am donat-o, pentru că face mie bine, personal. Și a trebuit să o dau mai departe, pentru că așa mi s-a cerut. E mai bine să influențez și alți oameni să facă același lucru. Și de aceea am și postat. Altfel n-aș fi postat. Da, uite, ai spus un lucru care mi se pare magic. De câte ori vorbim despre binele pe care ne-l facem nouă când facem bine. Să faci o faptă bună nu e numai despre celălalt. Deși sigur că ăsta e scopul în principiu, să-l ajuți pe omul care are nevoie de ajutor. Dar cum te face pe tine să te simți în momentul în care întinzi mâna asta de ajutor? Mă simt împlinită. Tot timpul când pot să donez, să ajut un copilaj sau să ajut o persoană, mă împlinesc în totalitate, chiar dacă sunt împlinită ca sportiv,
vreau să fiu împlinită și ca persoană și ca om și am ajuns să fiu din ce în ce mai mult pentru că fac și anumite chestii pe lângă. That's my influencer. Cum te-ai adresat sau ce mesaj ai vrea să le transmiți tu, pentru că suntem la Digital Divas, divelor influencerițe care te urmăresc? Păi faptul că avem puterea asta, așa cum ai zis și tu că probabil transmit, influențez anumite persoane, faptul că avem puterea asta ar fi bine să îndemnăm pe oameni, să influențăm, să fie cât mai responsabil în perioada aceasta, pentru că e mare nevoie de autoprotecție, să zic așa, să-i protejezi și pe ceilalți de pe lângă și să fim uniți, pentru că nu trebuie să avem grijă doar de noi. Momentul de față. Trebuie să-i protejăm și pe ceilalți și să-i ajutăm atât cât putem. Și consider că acești oameni care au puterea necesară să transmită, să influențeze alți oameni, să facă acest lucru pentru că este foarte important. Simona, tu ești ambasadorul campaniei Watch Me Now. Ce înseamnă Watch Me Now? Am avut două momente în viață, trei de fapt. Doar trei? Trei legate de tenis. Și cele mai mari. Așa pot să zic că am avut în ultimii 9-10 ani, de când sunt în top, am avut momente, mult mai multe momente de Watch Me Now. Dar trei au fost foarte, foarte înalte, cele mai înalte puncte din viața mea. Când am câștigat Roland Garrosul, Wimbledon și numărul mondial, când am terminat anul. A fost așa un sentiment că vroiam ca lumea să mă observe, să mă vadă pe cea mai înaltă culme din tenis. Și aveam sentimentul că vreau să arăt vibrația pe care o aveam în interiorul meu, bucuria pe care o aveam când observam că totuși oamenii se uită la mine și mie nu mi-a plăcut niciodată lauda. Dar atunci când cineva îți apreciază munca, mi-a plăcut. Și atunci am simțit din plin acest lucru. Eu mi-am aminte că mă uitam la televizor și te vedeam ridicând cupa și vreau să nu se mai termine transmisia aia. Păi cum o fi fost pentru tine? La fel, aș fi stat acolo un an întreg. Când te mai vedem cu cine într-o fântină asta, de calibru asta? Eu sper în anii următori, pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Asta mi-aduce aminte de o declarație de-a ta, în care spuneai că ești pe punctul de a te gândi spre retragere. Nici o retragere! M-am gândit, recunosc, m-am gândit, dar acum, astăzi, în momentul acesta, mi-am schimbat un pic părerea, am început să simt lucruri diferite pe teren și plăcerea este din ce în ce mai mare. Poate că m-am și maturizat, am început să mă relaxez mai mult, nu mai pun presiune pe mine pentru că am făcut anumite rezultate și acum încerc să iau doar bucuria din tenis și cred că o să mai joc cu mare. Și faptul că te-ai odihnit în timpul pandemiei a ajutat foarte mult. Ți s-a făcut dor de tenis în perioada asta? Da, foarte, foarte dor mi-a fost de turnee, de competiție, de faptul că trebuie să am emoții înainte de meci, trebuie. Faptul că am emoții înainte de meci, stresul de după, trebuie să mă recuperez pentru mâine, toate astea mi-au lipsit. Dar am fost la Praga și le-am simțit cât de cât. Din nou. Uite, noi știm foarte puține din bucătăria tenisului. Adică, sigur, te vedem pe tine și vedem alte jucătoare de top, dar întotdeauna eu m-am întrebat, oare sunt prietene, oare nu știu, conversează pe Facebook sau pe WhatsApp? Cum e? Ai prieteni în lumea tenisului? Eu am spus mereu că atunci când există competiție directă, prietenia e mai grea. Dar am prietene, să spun da, s-a legat o prietenie între mine și anumite jucătoare de pe circuit, dar sunt în străinătate. Și vorbesc și pe WhatsApp, ne ajutăm pe mici chestii, pe un shopping, pe ceva ce nu putem să găsim, apelăm una la alta, locuri de vacanță, deci am o conexiune frumoasă cu anumite sportive. Și în perioada asta ați ținut legătura, da? Chiar mai mult decât înainte, pentru că ne-am întrebat una pe alta ce se întâmplă, cum suntem, dacă suntem bine, sănătoase și tot felul de chestii. Poți să te întreb, că pe tine te admiră atât de mult pe lume. Tu admiri pe cineva? Da, întotdeauna m-am admirat și am crescut admirând persoane și m-au influențat în bine, m-au ajutat să cred în mine că se poate și că orice e posibil. De la Andrei Pavel, care a fost idolul meu atunci când eram la junior, îmi doream să câștig Roland Garrosul ca el, la junior, și l-am câștigat. După aceea pe Gheorghe Hagi, pentru că mi-a plăcut
istoria lui, mi-a plăcut felul lui în care a fost pe teren și seriozitatea lui de a se antrena și de a juca fiecare minut din acel match, din cele 90 de minute, la intensitate maximă. Aceea m-a admirat foarte mult. Asta am ajuns să fac și mă bucur tare mult că pot să fiu concentrată pe toată perioada antrenamentului. Justine Nân, din tenis, care mi-a plăcut foarte mult și a fost un idol pentru mine. Cristi Chivu, seriozitate foarte mare la antrenamente și felul lui de a fi, după am avut șansa să-l cunosc. Au fost mult mai mulți oameni care m-au influențat în bine și le mulțumesc pentru ceea ce au făcut ca să... Și sper și eu în viitor să influențez acești copii de care am spus la început, pentru că e important să-ți pui un idol, indiferent. Idolul este important să-l ai atunci când vrei să faci carieră sportivă, pentru că acest domeniu îl cunosc foarte bine. Uite, ascultându-te și vorbind despre oamenii ăștia, scot din ce spui tu seriozitate, perseverență, să dai 100% pe teren, numai lucruri foarte serioase. Tu te distrezi vreodată? Mă distrez, da, mă distrez, dar tot cu limită. Pentru că... Cu program. Exact, cu program. Pentru că atunci când sunt undeva la o petrecere sau ceva, mă gândesc că a doua zi trebuie să mă odihnesc, am antrenament, am pregătire și tot nu pot să fiu 100% într-o petrecere. Dar am învățat să mă distrez și cu măsură. Simona, am watching you now și o să fim cu ochii pe tine în continuare. Sper din tot sufletul să... ne mai dai motive să te privim acolo sus, pe podium, cu o cupă deasupra capului și să ai putere, perseverență, curaj, da. Și să te mai și distrezi. Da, o să mă distrez pe rând. Mulțumesc tare!